Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru Scorpioni pentru anul 2020, ce aduce anul 2020. Am întârziat un pic, dar nu-i problemă că este un an întreg la dispoziție să verificați măcar o carte pe care o veți descoperi mai interesantă în etalarea pe care o voi face acum. Am făcut etalarea pe ianuarie și dacă tot sunt la voi, am zis să o fac și pentru anul 2020 și următoarea va fi balanță, în momentul în care mă intersectez între cele două tipuri de etalări, pe anul 2020 și pentru ianuarie. Am schimbat cărțile, că tocmai le-am folosit pe celelalte. Voi alege câte o carte pentru fiecare lună, deci etalarea va fi extrem de generală. Dacă este ceva ce nu vă place, puteți oricând să schimbați cu ce ați mai auzit la alții sau cu ceea ce vreți voi să manifestați. Să nu uitați că avem această putere de manifestare, dar evident că această putere de manifestare depinde de cum ne-am exersat noi această abilitate, capacitate, da? Eventual și de evoluția noastră spirituală. În fine, pun cărțile deoparte. Și acum voi folosi cărțile în poziție normală, așa cum am făcut un an și ceva. În fine, ia uite, lumea. Lumea, începeți un nou capitol în viață. Mergeți cu pasiune într-o direcție care vă crește. Vă alegeți un drum care posibil este posibil, probabil și sper să fie mai aproape de ceea ce v-ați dorit voi să fiți. Scorpion, Soare în Scorpion 2020. Acum steaua, vă vindecați. Vi se împlinesc toate dorințele, măcar într-o privință, măcar la un moment dat. Nu știu, vedem. Steaua. Ia uite, judecata și steaua. Ce frumos! Eu zic că vă transformați viața într-un mod spectaculos. Scorpion 2020, Doamne ajută! Deși etalarea aceasta atât de generală pentru 2020, cred că este mult mai potrivită pentru cei cu soare. Nu știu cât de valabilă poate să fie pentru cei cu Venus sau cu Lună, ca mine. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. La capătul acestui set de cărți, Cavalerul de Monede. Vă angajați în construcția voastră. Eventual, sunteți într-o relație, nu obligatoriu cu un semn de apă, cu un alt semn de apă, poate, dar cu un suflet din copilărie sau dintr-o altă viață. Poate sufletul acesta este semn de pământ, poate semn de apă sau orice alt semn. Este un suflet care vă dă stabilitate și cu care puteți merge către stabilitate. Și va aduce, da, 9 de cupe. Posibil să fie alt semn de apă sau chiar dacă nu este, fiind semn de pământ și găsind stabilitatea lângă ei financiară, vă găsiți și acea stea, da? E similar cu steaua 9 de cupe. Vă găsiți o stare de mare satisfacție emoțională lângă ei. E cam suficient cât am zis, da? Cu cât zic mai mult, cu atât intrăm în chestii din ce în ce mai complicate și vrem să păstrăm lucrurile mai simpluțe, mai simplus că e mai drăguț. Ianuarie, ia să vedem. Ianuarie, roata norocului. Frumos! Și v-a apărut mai devreme că tot am făcut roata norocului la sfârșitul etalării pentru ianuarie. Începe să vă schimbați viața. Intrați într-o călătorie spirituală sau... În februarie ori vă întâlniți cu o fecioară, ori fecioara se întâlnește cu voi. În fine, semn de pământ, iar semn de pământ. Sau, am zis, începeți o transformare spirituală, cei care n-ați început-o. Dar eu știu că mulți scorpioni au început, că scorpionii totuși sunt semne. Este un semn care mai devreme sau mai târziu se transformă pe el și pe cei cu care relaționează.
Trebuie să clarificăm un pic. În ianuarie schimbați ceva în viața voastră. Poate 10 vă spune ceva, poate nu vă spune, poate cineva născut în octombrie sau pur și simplu simțiți că roata se învârte. Jupiter este cartea lui Jupiter. Jupiter, semnul săgetătorului sau al peștilor. De eu zic că e energia jupiteriană. Începe să vă schimbe ceva în viață, să vă aducă noroc. Într-o direcție. Că Jupiter ar putea să vă aducă noroc la bani, că tot am văzut monede. Dar pentru asta evident că trebuie să luptați, trebuie să munciți, trebuie să colaborați. În ianuarie, într-o privință se schimbă ceva. Poate să fie o întâlnire karmică, o întâlnire de destin, un eveniment, o situație care vă transformă, vă schimbă. Nu e chiar transformarea aceea a morții, da, sau a turnului. Este o schimbare de perspectivă. Energiile se mișcă. În februarie, experimentați această carte într-o formă sau alta. Este Eremitul. Este cartea care reprezintă zodia Fecioare, așa cum am zis, la roata norocului, semnul săgetătorului sau al peștilor. Aici avem zodia Fecioarei. Poate unii veți întâlni pe cineva în semnul Fecioare sau poate aveți acolo planete. Dar e foarte posibil ca acest Jupiter să vă îndemne, vedeți? Să vă îndemne pe unii dintre voi la un pic de izolare, la a căuta lumina în viața, pe cărarea pe care mergeți. Poate unii vă uitați un pic în spate să înțelegeți de unde veniți, ca să știți unde vă duceți. Dar ideea este că în februarie, când începe zodia peștilor, la un moment dat, zodia vărsătorului, zodia peștilor, ceva, niște planete se vor așeza în așa fel încât vă va chema la introspecție spirituală, psihologică. Poate veți fi mai tăcuți decât de obicei dacă veți fi voi această energie. Sau vă veți întâlni cu cineva care vine de la un drum, care a descoperit lumina după ce a trecut prin multe greutăți. Și pentru că Eremitul e o persoană înțeleaptă, poate vă va împărtăși o parte din înțelepciunea lor. Că și Jupiter este un profesor spiritual și începe să se manifeste de prin ianuarie, da? Deocamdată văd ca o creștere spirituală sau o întâlnire care vă ajută să înțelegeți niște lucruri. În martie, 3, că e martie, 3, da? Începeți o colaborare cu cineva. Frumos. Puneți cărămidă peste cărămidă și poate începeți o construcție interioară, dacă tot experimentați Jupiter și acest eremit, acest om spiritual, căutător al lui Dumnezeu, al înțelepciunii divine. În martie s-ar putea să începe să vă reconstruiți pe voi, e un foc aici, da? Chiar dacă sunt monede, poate să fie reconstrucția voastră, într-un mod practic. Să vă faceți un proiect, o afacere, o casă, whatever, ce vreți voi. Lucrați, eventual, creați niște obiecte. Și creșteți. Dar munciți, evident. E foarte asemănător cu 8 de monede, doar că e o variantă mai, să zic, incipientă. La 8 de monede deja persoana este un profesionist. Aici poate învățați noi abilități, cum să vă construiți pe voi, cum să, eu știu, dezvoltați o stabilitate financiară. Oricum, e de bine. Am zis, poate fi o colaborare la locul de muncă.
Poate întâlniți pe cineva că tot e venit fecioara, dar nu e obligatoriu să fie fecioară, dar posibil să întâlniți pe cineva la locul de muncă care vă susține, ori un semn de pământ, ori o latura voastră practică pe care o descoperiți, că n-ați avut-o până acum. În aprilie, 7 de băte. În aprilie luptați pentru a vă păstra eventual ce reușiți să învățați, să învățați că e Jupiter, e eremitul, da, ține de înțelepciune și să puneți în practică. Probabil în ianuarie, februarie e perioada de contemplare și apoi de trecere la acțiune, da? Și deja în aprilie apărați, în spate aveți o ușă. Dacă ați început o reconstrucție a voastră specială, interioară, mai înțeleaptă, mai luminoasă, mai spirituală, mai morală, da? Luptați. Poate să fie și un semn de foc care vine în preajma voastră, dar rămâne de văzut cum îi primiți. Că sunt băte. Eu zic că sunteți voi în fața ușii voastre, vă apărați sufletul, nu știu de ce așa cred. În acest moment așa simt, vă apărați sufletul într-un fel. Domeniu, casa, reușitele, înțelepciunea, lumina. Poate cineva se luptă să vă cucerească, da? Dacă încearcă să vă cucerească, eu știu, s-ar putea la un moment dat să și reușească, nu știu cât, pe cât termen. Pentru că următoarea lună, în mai, multă dragoste. Multă dragoste. Dacă e acest semn de pământ care apare prin martie, poate în mai vă sărbați și de ziua lui, dar nu e obligatoriu să fie taur, evident. Oricum, în mai, multă dragoste, pasiune. Întâlniți pe cineva față de care aveți o chimie deosebită. Pasiune, pasiune, pasiune. Și o ploaie de binecuvântări văd în acest moment. O ploaie de binecuvântări. Probabil că este persoana pe care ați căutat-o. Și poate și ei v-au căutat, da? E această lumină, da? Așa o văd acum. Și ei și voi i-ați căutat, i-ați așteptat și vă întâlniți. Ia ca, după cât timp, variază de la persoană la persoană. Te rog, Mura, lasă-mă să citesc, da? Aș vrea să fie valabil și la mine, dar am doar lună. Nu știu cât va fi de valabil la mine. Am doar lună în Scorpiu. În iunie. Începeți, posibil după această întâlnire, dacă se vede, mie că pică prea rău. Sper că stă, da? După această întâlnire, cu un suflet geam în pereche, o întâlnire frumoasă, am zis, pasională, îndrăgostiți-vă, vă îndrăgostiți și voi și ei și tot un dans erotic. În iunie puneți bazele, eventual, unei relații. Poate e un copil în preajma voastră pe care trebuie să-l ajutați, care vă face un cadou, care vă aduce o bucurie. Tocmai am luat o notă bună, am câștigat un examen, am luat carnetul de conducere. Eu știu de ce îi spune, dar o fi. E un copil, valetul de monede. Dar dacă nu e un copil, poate faptul că în martie ați lucrat la această reconstrucție sau proiect sau ce vreți voi să faceți la un moment dat și înțelegeți prin februarie, în iunie deja începe să primiți primii, să zic, lauri, primul spor. Faceți pași într-o direcție sigură. Deja este valet, este personaj la curte. Adică treceți prin multe etape și vă ridicați în această direcție profesională, să zicem. Asta în cazul în care nu e un copil, în iunie.
Au primit un dar de bari sau de bani, sau primiți un cadou, că tot v-ați îndrăgostit în mai, persoana cu care vă tot învârtiți, vă sărutați și vă iubiți, vă face un cadou, de ce nu? Da. Posibil. În iulie aveți niște discuții despre ceva. Poate să fie un avocat, o avocată, că vă separați. Că discutați, variază, vom trăi și vom vedea, e o carte pentru o lună. Cât poate să spună o carte pentru o lună? Evident că poate să spună. Dar în această carte, eu am senzația că această regină de spade va aduce lumină într-o privință. Dacă e despărțire, despărțirea se poate întâmpla spre beneficiul vostru, spre fericirea voastră, că apar niște cărți, arată niște cărți faine mai încolo, da? Dacă vă separați de cineva. Poate semnați niște acte la un moment dat în iulie și în august vă puneți bazele pentru o nouă casă sau o nouă relație. Sau poate semnați un contract și intrați într-o căsătorie, într-o relație cu cineva, că tot v-ați întâlnit cu acești, da? Cu acest personaj, care o fi el, că tot v-ați îndrăgostit. Și începeți o relație, la un moment dat, prin august, chiar puneți bazele, da? Patru de bâte. Unei fundații. Poate să fie și o casă. Și atunci, în august, puneți bazele unei case, poate vă cumpărați casă, da, Doamne ajută, vă schimbați casa, da, și lucrați la fundația ei și undeva în iulie semnați niște acte, vânzare, cumpărare, separare de ceva, variază de la personaj la personaj. Dar în această carte o văd pe Regina de Spade destul de faină, are o lumină. Are o lumină nu doar în minte, nu doar că are o minte luminată, dar și în felul în care vorbește, inspirant. E o persoană care vă inspiră la dreptate, la acte care vă vor aduce beneficii, acțiuni. Acte, acțiuni, acte, documente, acțiuni, investiții. Nu știu de ce îi citi așa, dar așa o fi. Ah, și violetul ăsta, ce frumos e! Ce frumos e! Am zis în august o chestiune legată de casă. Ori o bucurie acasă, ori o petrecere, ori... Am zis, puneți bazele, fundația unei construcții la care ați lucrat de mult timp. Sau pur și simplu petreceți cu prietenii într-un mod foarte plăcut. În septembrie, valetul de spade. Cineva, că e semn de aer care a fost în iulie, poate e alt semn de aer. Sau pur și simplu. Mura, oprește-te. În aceste de cărți am senzația că nu comunicați. Dacă în general valetul de spade e o comunicare destul de imatură în comparație cu regina de spade sau cu regele, da, valetul de spade în acest set de cărți arată o lipsă a comunicării cu cineva, într-o direcție, într-o privință. Poate că vă certați cu cineva, cine știe. Cine știe? Exact. Doar o carte pentru o lună. O persoană mai blonduță. Subțirică. Ori voi nu comunicați cu ei, ori ei nu comunică cu voi. Și ce înseamnă a nu comunica? Poate spun anumite cuvinte, dar nu spun esențialul. Păstrează un secret. Interesant. O lună așa, o lună așa, o lună așa, o lună așa. În octombrie, fericire mare, bucurie mare, 10 de cupe.
10 de cupe. Umpleți paharele. Ori aveți o petrecere, ori aveți o mare reușită, încheiați un ciclu și vă bucurați, petreceți pentru acest final de ciclu de ceva. Sunteți voi semn de apă. Unii ați muncit, văd și niște albinuțe, ați muncit de zor pentru această bucurie, care va fi în octombrie. Munciți, munciți, poate e casă, iar văd o casă aici, am mai vorbit de casă prin august. Posibil, de-aia în septembrie nu comunicați că lucrați la această casă. Doamne ajută pentru unii dintre voi, eu știu ce înseamnă, poate să însemne și revăruire, redecorare, da? Înseamnă multe. Am zis, poate vă cumpărați teren, vă cumpărați casă, cine știe, apartament. Și în cauza că investiți între august și octombrie, este septembrie, în care nu prea comunicați. Probabil că aveți și mult de lucru. Gândiți asta în cazul în care nu e un personaj în viața voastră. Dar am zis, e o carte pentru o lună. Oricum, în octombrie bucurie mare. În noiembrie sunteți pus într-o situație în care trebuie să jonglați între două situații. Și e interesant cum se termină anul. Interesant. Ia uitați. Aici sunteți voi, aș zice, în octombrie, că sunteți semn de apă. În noiembrie, să zicem că tot voi ați fi sau într-o relație cu un semn de pământ sau într-o situație pragmatică, da? Trebuie să jonglați. Eventual, ia uitați, următorul este 7 de spade. O persoană care nu este foarte corectă. Posibil trebuie să jonglați între o strategie și o situație care vă dă stabilitate sau între familie și cineva care vine în viața voastră, dar cum vine așa și pleacă. Oricum, într-un fel sau altul, nu știu de ce, eu mă bucur că văd acest mincinos. 7 de spade e o persoană mincinoasă. Nu vreau musai să zic că e semn de aer, deși sunt spade, dar asta e, că nu vreau să acuz pe nimeni. Dar există un semn de aer sau o persoană, de obicei, nu tocmai corectă, orice zodie ar fi, care în decembrie, eu am senzația că pleacă din viața voastră. Asta este senzația mea. Și dacă persoana care v-a mințit, v-a manipulat, v-a păcălit, v-a folosit într-un fel, da? Și v-a pus oarecum într-o situație în care trebuie să jonglați, ce fac aia, fac aia la tă, da? Persoana iese din viața voastră în decembrie. Și am senzația că este pentru ultima oară când, adică chiar iese. Iese definitiv. Se duce pe câmpuri, pe pustiu. Așa am senzația. Eventual, deși aveți cărți bune, eu așa cred că e altă persoană care iese din viața voastră. Aveți semn de pământ, aveți pasiune, aveți și apă, aveți și emoții, aveți și arcane majore, evenimente majore și evenimente practice, dar eu simt că este o persoană care iese din viața voastră. Dați-mi voi totuși să fac o mică clarificare. Ce sunteți voi? 7 de spade. Te rog frumos, clarificăm. 7 de spade. Asta a picat. Te rog, clarifică. 7. Oh! Aveți victorie într-o situație care a fost falsă. 6 de băte înseamnă o victorie. Poate să fie că amândouă privesc către exterior. Pe de-o parte, aveți victorie. Să zicem că aceasta ar fi victoria voastră asupra unei persoane care v-a păcălit. Voi rămâneți victorioși și ei pleacă din viața voastră. Pe de altă parte, posibil ca și această persoană să fi fost un pic egoistă, 6 de băte, persoana reprezintă și o persoană egoistă, care are nevoie de atenție și care se pare că nu o să mai primească atâta atenție de vreme ce pleacă.
Clarificăm în continuare. 6 de băte și 7 de spade. Interesant. Iar văd eremitul. O să vă transformați. O să vă transformați foarte mult în acest an. Ca toți, de altfel. Toți ne transformăm. 6 de băte. 7 de spade. Cine este 7 de spade? Explică-ne și nouă. Cine este 7 de spade pentru Scorpion? Decembrie. Da. Probabil că semn de aer vine, își dorește niște discuții și îi întâmpinați într-un fel care îi va determina să iasă din viața voastră. Dacă nu este semn de aer, repet că nu este obligatoriu să fie semn de aer, dar corespunde cu acești 7 de spade. 7 și cu cavalerul. Deci ar fi 7 spade și cu încă una 8. E o situație, dacă nu-i personaj, e o situație care vă creează niște probleme mentale și atunci încercați să o întâmpinați în forță și să aveți victorie și aveți victoria asupra lor. Sau o situație, repet, dacă nu e personaj, e situație. Ia uite, iar regina de spade, probabil că este un semn care vrea comunicare, care se întoarce, care, da, vrea să comunice. Rămâne de văzut ce înseamnă asta pentru unii dintre voi. Pentru că variază de la persoană la persoană, de la scorpion la scorpion. Eu zic că în principiu cărțile sunt frumoase. Ia uite, aveți și aici la capătul setului de cărți un început în stabilitate, cu un suflet pereche, dintr-o altă viață, din viața asta, 9 de cupe. Vă detașați mental, 6 de spade, de 9 de spade, de griji. Vă detașați de aceste griji, de aceste boli și mergeți către victorie. De-aia a doua oară când apare, ia uite, 6 de băte. Da, mergeți către asul de monede, către stabilitate, către abundență. Faceți lumină într-o situație care v-a blocat mental. Puh, ce frumos! Ok, hai să vedem. Deci, 9 de spirale, asul de monede iar apare, stați în picioare, rezistați, pentru că o să apară și începutul acesta, care vă dă stabilitate și s-ar putea, iar vă două cuiburi. Unii dintre voi vă găsiți un suflet pereche, da? Că tot aveți îndrăgostiții, și creați un locșor, un cuibușor, că tot am vorbit de casă. Vă uniți cuiburile și creați o casă frumoasă. Ia uite, împărăteasa, creșteți, aveți abundență, Doamne ajută! Hai, 3 cărți pentru scorpioni. Una a vrut să sară deja. Ia uite, 9 a vrut încă o dată să apară. Încă o carte pentru scorpion, 2020. Am zis, este foarte generală etalarea, dar dacă e ceva de-a lungul anului, puteți să verificați ce s-a materializat. O carte pentru scorpion, încă două, chiar tu, trei, nu, dați-mi două vrem, nu trei, iar îmi dați trei, nu patru, mi-am dat așa, nu. Două cărți. Ok. Visionary. Ok. Superb. Aveți viziune. Uf, ce-au sărit, Doamne. Dar nu pot să păstrez atâtea. Ne. Așteptăm cu răbdare următoarea carte. Pentru scorpioni. Și vreau și eu la mine să fiu. Nu vom vedea. Mai. Vă așteaptă povești interesante în 2020. Vă așteaptă povești interesante.
Scorpion 2020. Încă o carte, vă rugăm, pentru scorpioni. Scorpii, scorpiuțe. Scorpiuțe. O carte. Le-am refuzat, că au venit câte 4, câte 5, câte 3. Așa, cu răbdare. Ok, oh, Faetonul. Am mai fost la nu știu ce zodie, să nu greșesc dacă nu la Taur. Și tot poate întâlniți un Taur sau pe cineva cu planete în Taur. Ia uite, 7 de spirale, da? Este similar cu ce am văzut mai devreme, cu 7 de băte. Luptați să vă apărați cuibul, domeniul. Mm-hmm. Ok. Am zis 9 de mai devreme. 9 de spirale. Rămâneți în picioare. Rămâneți în picioare. Ați trecut prin multe, aveți experiență. Scrieți undeva. Poate e bine să aveți un jurnal, să vă notați lucrurile prin care, evenimentele prin care ați trecut sau prin care treceți, pentru că acest 9 de spirale reprezintă rezistență. Poate pentru unii dintre voi e bine să aveți și să vă coordonați acțiunile și altfel. Ce vreau să zic? Să fiți un pic în timpul acesta pământean. Eu personal n-am ceas, dar cred că unii ar trebui să vă cumpărați un ceas. Sau o busolă. Busola e similar și cu roata norocului. Rămâneți în picioare, pentru că veți fi ghidați. Cum să mergeți mai departe? Creați-vă niște ziduri protectoare și protejați-vă acolo experiența, înțelepciunea, pasiunea, focul interior. Încercați să aveți o nouă viziune asupra lucrurilor, cavalerul de manuscrise. Dacă vă creați aceste blocaje în jurul vostru, blocaje, vreau să zic ziduri protectoare, da? Sunteți într-un cerc protector care vă permite să vedeți, să primiți informații de sus, da? Și să aveți o altă viziune asupra vieții voastre, asupra ceea ce veți experimenta în 2020. Vizionar. Unii s-ar putea să aveți niște momente speciale de sclipire, de inspirație. Da, chiar să fiți vizionari. Chiar să fiți vizionari într-o privință. Să anticipați lucrurile înainte să se întâmple. Eventual să citiți oamenii. Și am zis, dacă aveți un ceas, o busolă și vă notați anumite lucruri, s-ar putea să vă dezvoltați aceste calități. În fine. Și aveți vânătorul sau faetonul. Veți merge. În momentul în care primiți această viziune, veți primi și forța și ambiția și determinarea să luptați, că e un vânător, da, să luptați, să mergeți, e faetonul, trăsurica, să mergeți către împlinirea dorințelor voastre, către destin, destinul pe care s-ar putea prin ianuarie să-l schimbați. A apărut și la etalarea pentru ianuarie, da? Roata norocului la sfârșit. Vă schimbați destinul. Și mergeți către stea. Că de fapt busola ce face? Arată către stea. Și busola și faetonul, ambele cărți, merg către stea. Ce frumos! Ia uite! Uite, măi, stai aici frumos. Vroiam altceva să vă arăt. Vă luptați, ieșiți dintr-o stare de, ce frumos arată aici, 5 de oglinzi, similar cu 5 de cupe, dintr-o stare de tristețe, vă vindecați chakrele, vă ridicați spiritual. Este superb. Poate unii prin dans, poate unii vă conectați la cultura indiană într-un mod special. Poate meditați un pic asupra imaginii lotusului,
asupra poveștii lotusului și vă ridicați și crește spiritual. E o carte care mi arată creștere spirituală, lucru cu energia voastră personală interioară. Așa. Ei, și chestia asta vă duce către 10 de oglinzi, către 10 de cupe, către bucurie. Veți amplifica la maximum de 10 ori bucuriile, emoțiile pe care, pozitive pe care le veți descoperi. Dar trebuie să vă luptați, trebuie să vă protejați, am zis și la 9 de spirale și la 7 de spirale, să vă protejați pe voi, culcușul, cuibul, grota, casa, reușitele, trebuie să vă protejați, să învățați să vă protejați. Așa, repede, un mesaj de la îngeri, am zis, uite, romanță, o romanță stă pe aproape, stă prin preajmă. Romanță. Mesaj de la înger pentru scorpiuțe și scorpioni, că și au nevoie de mesaj. Scorpi. Sunt multe. Asta. Facem așa. Dați mie voie să aleg? Eu sau cine? Asta vrea? Am zis, protejați-vă, treasure your loved ones. Protejați-i pe cei dragi, protejați-vă casa, protejați-vă comoara. 10. Ce număr frumos. Și protejați-vă și pe voi. Pentru că voi nu puteți fi fericiți fără cei dragi. Da? Exprimați-vă dragostea și prin cadouțe. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine! Ciao!